mai multe modalități prin care să puteți să realizați examenele online. Și ceea ce rugămintea mea, chiar solicitarea mea, puteți să o luați așa, este să schimbați paradigma în care examinați studenții. Deci, poate, cum am tot zis, am zis-o de nenumărate ori, însă chiar de la prima întâlnire. Poate că acum este momentul în care vă regândiți și vă puneți pe niște baze, poate mai interactive, mai noi, modul în care evaluați cunoștințele și competențele studenților. Deci, vedeți că primul lucru pe care educația modernă îl spune, nu este examinare, ci zice evaluarea cunoștințelor și competențelor. Și asta vă zice tot așa un inginer. Deci n-am cum să zic decât studii de pedagogie, mă rog, cele care le-am făcut cu toții, eu le-am făcut în anii 90 la început și după aceea cele care le-am făcut obligatoriu în Anglia, când am plecat și să predau și să-mi fac doctoratul acolo, fiindcă acolo nu există discuție, trebuie obligatoriu 3 luni de zile să faci tehnici pedagogice noi, moderne, interactive, utilizând calculatorul pentru absolut oricine cine încearcă să țină orice fel de activitate didactică sau academică, mai ales în universități mai serioase, să zicem așa. Și aceea mi-a deschis foarte mult ochii și același lucru și la modul de evaluare a studenților și nu știu dacă am mai zis aici sau nu, nu o să uit niciodată, eram tânără pe vremea aceea, m-am dus și țineam laboratoare numai în zona de calculatoare, de web, de HTML, că era încă nou pentru multă lume, inclusiv pentru britanici și pentru studenți și m-a luat decanul de la facultate, de la o facultate de calculatoare și mi-a spus, care el predase așa o perioadă foarte scurtă, ținuse niște ore prin Rusia, în Sankt Petersburg și mi-a spus, tot ce ai făcut tu și ai învățat tu că trebuie să faci în sistemul educațional de unde vii, cam trebuie să-l uiți. Prima regulă care trebuie să o știi este niciodată nu atingi tastatura sau mouse-ul unui student în timpul unei ore de laborator. Niciodată nu indici pe ecran unde este ceva, de fiecare dată doar îl ajuți să înțeleagă singur cum trebuie să găsească acea informație și cum poate să se ajute singur să o găsească. Și acest lucru am continuat să-l aplic, a fost una dintre lecțiile cele mai grele de învățat, să știți, și colegii care lucrează de mulți ani știu chestia aceasta, că e foarte greu să nu pui mâna imediat, să arăți studentului că e și frustrat uneori, că nu mai ai răbdare, că îți mulți și toți fac cam aceleași greșeli, constant, continuu. După ani de zile îți dai seama că sunt tot aceleași greșeli care se repetă. Dar asta este prima lecție care trebuie să ne asumăm cu toții. Și în modul online este cu atât mai vizibil, pentru că nu suntem alături de ei și încercăm de multe ori să, cum să zic, să suplinim această lipsă de prezență fizică printr-un supracontrol. Asta este prima tendință care apare întotdeauna în momentul în care treci, să zicem, pe partea online de educație. Că dorești să controlezi tot, ai unelte care îți permit acest lucru, care îți dau voie să faci acest lucru de cele mai multe ori, dar trebuie să te gândești întotdeauna la binele studentului și la binele final al educației pe care o oferi. Și asta e așa ca un fel de introducere sau ceva de genul ăsta. Acum legat efectiv de examinare sau de ceea ce noi numim examen, cum se poate da, fiindcă din fericire, chiar nu știu, cred că alaltăieri, Ministerul Educației și Cercetării a dat o adresă către toate universitățile în care spune că există această posibilitate, mă rog, că trebuie realizate metodologii la ceea ce se lucrează deja în Politehnică și multe sunt făcute și decizii de Consiliul de Administrație care vor face parte dintr-o metodologie în final, când ne vom lămuri cu toate aspectele legale, că trebuie obligatoriu să poți să oferi și să dai examene online. Deci, acolo unde ele sunt posibile, ca evaluarea cunoștințelor, examinarea sau modalitatea prin care tu dovedești că un student a atins competențele pe care tu le-ai spus la început că trebuie să le atingă în disciplina ta, se pot desfășura în online și că este de asemenea indicată înregistrarea acestor, dacă este un examen online. Ceea ce noi tot timpul am spus, după cum știți, acest document care îl vedeți, noi l-am produs la o zi după ce s-a intrat în sustrecerea completă a activităților online, pentru că, în primul rând, erau activități de exameni programate pentru studenții la ID, care până atunci nu le dăduseră niciodată online. Și pentru studenții la ID și la IFR, partea de examinare se întâmpla in situ, adică în campusul universitar, în amfiteatră sau în laborator. Și în aceste condiții, noi am încercat să găsim niște soluții care în continuare sunt cele mai bune soluții sau, cum să zic, cele care deja la ora actuală numai în România, cam peste tot sunt soluțiile utilizate. Dar cel mai important lucru este acest lucru. Încercați să găsiți modalități de a face alte tipi de activități cu studenții în care ei să fie interactivi și să le dați poate mai multe note sau mai multe evaluări pe parcurs decât o singură notă pe un singur examen final, care oricum pedagogic în secolul 21 nu mai este corect de a fi utilizat. În momentul acesta sunt convinsă că inclusiv modul de evaluare și de a calității de către ARACI se va schimba foarte mult și că vor lua în considerare ceea ce mulți dintre noi le spunem de foarte mulți ani, inclusiv Agenția Europeană a Calității în Învățământul Superior. Revenind, deci, ca să puteți să dați un examen oricum, foarte simplu este să faceți orice prezentare doriți cu ei prin videoconferință, deci așa, prin Zoom, da? Inclusiv eu am avut marți susținerea proiectelor cu studenții, așa, fiecare student a avut între 5 și 10 minute să susțină proiectul, le-am pus întrebări, chiar i-am pus să arate, fiindcă, mă rog, ei trebuiau să facă ceva în WordPress, i-am pus să arate cum au făcut anumite elemente, am comentat, toți studenții au văzut, toți colegii au văzut, asta a fost o replică exactă a ceea ce se întâmplă de obicei în clasă când facem susținerea de proiect. A durat, într-adevăr, aproape 3 ore, 2 ore și jumătate. I-am și împărțit în două ca să putem să facem separat. Până la urmă au venit și au stat și colegii ceilalți, că au zis că vor să vadă. Deci ei sunt foarte curioși să vadă ce fac colegii lor, ceea ce mi se pare foarte normal și foarte uman. Și chiar indicat, fiindcă învață foarte mult și se mobilizează foarte mult unii pe alții în aceste condiții. Și a mers foarte bine. Acea înregistrare video, fiindcă aia este obligatoriu să o înregistrați și este indicat să le spune studenților să-și deschidă camerele video. Am avut 2 studenți, de exemplu, chiar și acum, care mi-au spus că ei nu au o cameră video la laptop. Și atunci am rugat să prezinte de pe laptop cu share screen, cum îi zice, ceea ce aveau de prezentat, în cazul ăsta proiectul, și să-și deschidă pe telefon cu cameră video, care l-au pus lângă, fiindcă acolo aveau cameră video și putea să meargă și pot cu același link să conecteze de 2 ori, nu-i întrerupe, chiar și-au scris același nume, au mai pus unul la final ca să pot ei să fie sigur, dar nu există niciun conflict în modul în care se setează Zoom-ul. În Microsoft Teams nu se poate acest lucru, sau cel puțin eu n-am descoperit cum să se poată face decât dacă mai adaugi încă unul, el este ca și guest cu un alt telefon, pentru că acolo este validare după adresa de e-mail și după contul pe care îl are cu UPT. Și numai dacă îmi intră ca și guest, deci ca și în afara cursului și noastră la aprobat suplimentar în acea modalitate de examen, se poate face această dublură ca un student să arate ceva de pe calculator sau să, dacă are de arătat ceva de pe calculator, să-ți țină telefonul mobil deschis. Întotdeauna, ați văzut exact cum zic eu de fiecare dată, trebuie să le spuneți studenților că se pornește înregistrarea. În momentul în care aveți curs, seminar sau laborator, este indicat și noi v-am rugat să înregistrați acelea, pentru că ele sunt resurse educaționale, de fapt. Să le spuneți studenților că pot să-și închidă camera video și microfonul. Eu, de exemplu, am făcut disponibile studenților doar partea de curs sau de laborator pe care am ținut-o eu și cu foarte puține întrebări de ale lor. Ei, cu foarte puține excepții, și-au închis camera, că n-au vrut să fie făcute publici, și le-am încărcat pe OneDrive-ul Politehnicii. Doar 2 dintre înregistrările video care sunt, să zicem, ceva mai generale și niște chestiuni care cred că pot să fie utile și pentru alții, le-am pus, de exemplu, pe canalul de YouTube. Restul nu, le-am pus pe OneDrive, într-adevăr, cu un link de share disponibil pentru oricine, ca el să poată oricine să se uite, chiar dacă nu au cont cu studentul pe t.ro valid și funcțional, încât să nu am o restricționare a accesului la informațiile și la resursele educaționale. Și acest mod vi-l sugerez și dumneavoastră să-l faceți. Dar în examen sau în orice formă de evaluare, prezentare de proiect, susținere la laborator, de, nu știu, de întrebări, de nu știu ce, studentul trebuie să-și deschidă camera, fiindcă dumneavoastră trebuie să puteți să validați că acela este studentul acela, la o intervenție următoare. Imaginați-vă dacă, nu știu, peste ceva timp vine un student și zice n-a fost studentul ăla acolo, că puteți să nu știți, sunt 100. Nici eu nu știu după nume și după față pe toți, că n-avem de unde. Și poate chiar mai mulți de 100. Și atunci cum facem? Da? Cum puteți să dovediți asta? Numai printr-o înregistrare. Dar înregistrarea din examen nu este publică. Este o înregistrare pe care dumneavoastră o păstrați pe calculator până când ne vom lămuri împreună cu conducerea universității cum se vor gestiona aceste înregistrări după examen, dar conform indicațiilor, inclusiv venite de la Ministerul Educației, și eu am fost convinsă de acest lucru încă dinainte, eram convinsă că RACIS-ul va cere aceste dovezi de examen, trebuie să puteți să demonstrați că ați verificat că persoanele care susțin un examen sunt aceleași persoane cu cele înregistrate. Și asta e singura modalitate prin care o faceți. Vă rog foarte mult să nu le cereți, am mai auzit pe cineva, nu de la noi din universitate, că le-a cerut studenților să-și arate buletinul, așa, lângă cameră. Să nu faceți așa ceva. Decât carnetul de student, eventual, puteți să-l cereți dacă chiar, nu știu, doriți să aveți dovada clară că poza din carnetul de student e aceeași cu omul care îl vedeți în față sau ceva de genul. Dar nu buletinul. Buletinul, noi nu avem niciun drept să-l cerem și să-l vedem. Da? Dar este indicat să faceți acest lucru. Această înregistrare prin videoconferință este indicată, dacă nu chiar obligatorie, și pentru când se dau teste grilă. Deci porniți un test grilă cu studenții, au un timp de făcut, de la, nu știu, 40 minute până la o oră jumate sau 2 ore, și obligatoriu îi înregistrați în timpul testului grilă. La fel și dacă dau lucrare. Deci dacă dau lucrare scrisă, scriu pe ceva și după aceea fac o poză, transform în PDF sau orice altceva și o încarcă în zona de lucrare. Deci creați o lucrare unde ei să încarce ceva ce scriu de mână, că n-au cum să facă altfel pe calculator, că e mult mai greu, și vă trimit dumneavoastră acel lucru, dumneavoastră trebuie să puteți să-i vedeți că ei sunt cei care stau acolo și scriu în principiu. Într-adevăr, e foarte greu să vedeți cum scrie un student, ca să-i vedeți și fața și tot, mai ales așa de pe calculator sau de pe telefonul mobil. Dar există posibilități. Și acum am zis, trebuie să aveți încredere în studenți. Eu știu din experiență proprie, dar și din cercetare, din teorie, că dacă ai încredere, primești încredere. Dacă desconsideri și consider că cei care fac nu vor decât să te fure sau să te înșele sau așa ceva, același răspuns îl vei primi înapoi. Întotdeauna există un procent demonstrat de 0,2% care poate să încerce altceva. Deci asta este, nu merită, cum să zic, să diminuați calitatea și încrederea tuturor celorlalți pentru unul sau pentru doi. Niciodată să nu faceți acest lucru. Sau asta e părerea mea personală. Mă întreabă cineva aici, cum facem cu studenții care nu au cameră? Am spus, eu am avut și eu de 2 ori deja în ultima perioadă, când am avut susțineri de proiecte, studenți care nu au avut cameră și mi-au arătat de pe calculator cu share screen ceea ce au lucrat, ca să pot să văd efectiv ce lucrează și cum lucrează, și fiecare dintre ei au prezentat ce au lucrat și au deschis cu același link pe care l-am trimis de pe telefonul mobil aplicația și i-am văzut video de pe telefonul mobil. Deci, conform informațiilor noastre, sunt foarte puțini studenți care ne-au spus și ne-au trimis informații atât nouă cât și conducerea universității, că nu au acces la internet, că nu au acces la telefon, că nu au acces la laptop și, mă rog, chiar demonstrabil. Cu aceea vom vedea ce se va întâmpla, dar din știința mea sunt 15 sau 16 din toată Politehnica și au fost încurajați să vină să spună acest lucru pentru cei care nu se poate. Doamna Sticlaru îmi spune că să fie transmise oficial studenților. Studenții au acces la aceste informații și la acest mod de examinare a lucrărilor într-un curs separat care e student.upt.ro, inclusiv prin adresa care a fost realizată. Eu știu că domnul rector s-a întâlnit în această săptămână cu reprezentanții studenților, cu studenții, nu știu, cred că a fost deschisă pentru mai multă lume acele întâlniri, pentru mai mulți studenți, da? Noi, în această perioadă, o să trimitem și un mesaj către toți studenții, pregătim unul cu mai multe informații, cum să zic, ca să le și avem dovada clar că le-am și trimis prin e-mail, nu numai că sunt disponibile undeva. Noi am tot ezitat să facem acest lucru până acum, pentru că am vrut să fim siguri că toți studenții sunt înrolați și că își citesc campusul virtual. La ora actuală sunt sub undeva la 2-3% cei care n-au accesat niciodată campusul virtual și aceia pot să fie studenți care nu mai există sau nu mai sunt, dar care, cum să zic eu, sunt probabil la ora actuală, nu știu, au renunțat la școală sau n-au acces sau nu știu, sau poate din cei care n-au acces, deci nu știm exact ce și cum. Dar în orice caz trebuie să fie informați foarte bine și noi am făcut acest lucru, am trimis toate aceste mesaje prin reprezentanții studenților, atât în Senat cât și în Consiliul de Administrație, prin legi. Ei au aceste informații într-un curs de studente tupete. Într-adevăr, doar undeva la 25% dintre ei au accesat acele informații, că nu putem să vedem cam câți au fost. Și acum am luat decizia că vom scrie un mesaj cu mai multe informații, inclusiv de e-mail și de tot, care să-l trimitem către toată lumea ca să existe această dovadă. Legat de partea de susținere de examene prin teste grilă, încercați să le faceți încât să fie cât mai aleatoare, să nu fie aceleași subiecte pentru toată lumea. Asta se face prin categorie, am arătat acest lucru, este și un tutorial destul de bine realizat pentru aceasta. Este o modalitate care vă poate ajuta să minimizați, să zicem așa, rezultatele copiate, să zicem, ale studenților sau informaționale unora de la alții. Dacă schimbați poziția în care ele sunt a întrebării, deci e random, și întrebările dintr-o anumită categorie, care e o categorie din curs, să zicem, de unde vreți obligatoriu să fie câte o întrebare din fiecare parte de curs, să vină random. Unele cadruri didactice ne-au spus că vor să poată să dea subiecte unice pentru studenți. E destul de greu. Țin să vă spun că la una dintre întâlnirile de vinerea trecută cu cei din zona de Open EdTech la nivel global, am fost vreo 100 și ceva de oameni care lucrează în asta, inclusiv cei care, nu știu, CEO de la Moodle, de la Zoom, directorul tehnic, de la Big Blue Button, de la H5P, deci și uneltele sunt parte în această, să zicem, fundație sau organizație care se întâlnește destul de des, iar acum ne întâlnim chiar mai des decât în condiții normale și care schimbă opinii și încearcă să găsească soluții la multe dintre ele. Că le-am spus că nu găsim și că avem nevoie de ajutor să facem un subiect unic pentru fiecare student, toți s-au mirat. Deci mi-au spus că asta nu este o practică pe care ei să o aibă sau să o folosească și că nu e normal, sunt și câțiva din ăștia, din pedagogie, mai ales de la UCL London și tot, care au sărit și au făcut vreo 15 minute de teorie acolo, că nu este indicat cum pot să demonstrez că subiectele sunt egale, că este o evaluare identică, că în sus, că în jos. Și, într-un fel, le dau dreptate. Dar eu știu că aceasta a fost o dorință a multora să poată să creeze subiecte unice pentru fiecare student și fiecare student să primească acel subiect. Nu avem o soluție să vă dăm. Deci puteți să creați cea mai bună care există, să creați test. În testul să fie, fie că e poză, că e subiect de gen problemă, fie că e o întrebare și să fie cel puțin atâtea cât studenți sunt și să fie alocate random. Și atunci există un 1% ca un student să primească un subiect de 2 ori. Pentru că așa gândește Moodle-ul și Andrei a stat o zi întreagă și a căutat soluții. Nu sunt. Asta, dacă chiar se va rămâne, că trebuie neapărat și că acest lucru este vital pentru foarte multe cadre didactice, ne vom pune și vom face această dezvoltare. Deci Andrei și cu echipa. Durează foarte mult. Estimarea noastră care am făcut-o ieri este că ne va lua cam vreo 3 săptămâni o asemenea dezvoltare. Eu sper să nu ajungem să dăm examenele toate din semestrul 2 în regim online. El online o să fie doar adiacent, să ne mutăm pe regim blended learning în care să putem să avem și întâlniri față în față. Dar deocamdată nu există o soluție care să vă spună 100% fiecare student primește o lucrare care e de tip problemă sau așa ceva complet independent, complet random și ele nu se repetă la niciun student, mai ales la numere mai mari de studenți. Deci, îmi pare foarte rău, dar nu se poate acest lucru. Cam astea am vrut să vi le zic așa pe scurt despre ele. Sunt documentele acolo, vă rog foarte mult să le citiți. Acum am să încerc să iau din întrebările care există aici, dacă sunt care nu există, revenind la partea de înregistrare video din timpul cursurilor și a laboratoarelor. Este obligatoriu ca dumneavoastră să informați studenții înainte că sunt înregistrați și că acea înregistrare poate să fie făcută publică, fiindcă chiar dacă dumneavoastră o puneți pe contul dumneavoastră de Politehnică și nu pe YouTube sau ceva, linkul acela se poate trimite și la alții, deci poate să fie văzut și de alții. Nu puteți să garantați că numai studenții dumneavoastră vor vedea întotdeauna, deci asta pe web nu există. Orice imagine video îi face și eu acum, chiar dacă eu nu-mi dau acordul, oricine dintre dumneavoastră, dacă are unelte, cum e Snagit sau ceva, poate să capteze ecranul și să mă înregistreze și să facă ce dorește cu această înregistrare. Înțelegeți? Deci nu există, trebuie numai un pic de știință și o unealtă bună pentru asta. Deci nu există ca să nu fie, să fie garantat ceva că nu va ajunge public, decât în momentul în care este public online, deci este făcut online. Și de aceea vă rog foarte mult, am spus, am făcut și setările deja în Zoom, încât să-i anunțe pe toată lumea dacă este în Zoom. În Microsoft nu putem, ne-am uitat și nu avem cum să facem pentru toată platforma lucrul acesta, dar este obligatoriu pentru dumneavoastră să-i anunțați. Am spus acest lucru tot timpul, am scris și tot. Îi mulțumesc foarte mult domnului Pater, care și ieri a transmis un mesaj cu rugămintea să vă reamintesc acest lucru la fiecare întâlnire, ca să nu avem după aceea discuții de etică. Peter, scuze, mă corectează Radu. Peter Francis, îmi cer scuze. Îmi cer scuze. Ca să faceți acest lucru tot timpul. Bun. Deci că aceste lucruri ar trebui spuse studenților în mod oficial, nu de către noi. V-am zis, au acces la acestea, noi le vom și trimite prin e-mail informațiile acestea, dar studenții de la ID știu acest lucru, fiindcă noi le-am scris lor acest lucru. E adevărat că trebuie să și citească. Că noi le putem trimite, dar nu putem să-i obligăm să și citească informațiile dintr-un e-mail sau așa ceva, mai exact un e-mail mai lung. Deci nu e chiar așa de simplu uneori să poți să faci acest lucru. Zoom-ul salvează. Aș vrea puțin să intervin aici, ca să fie foarte clar pentru toată lumea. Aici e o problemă care poate să nască controverse și reclamații la comisiile de etică. Deci, faptul că studenții sunt informați pe alte căi oficiale, că li se publică și tot, nu constituie o dovadă că ei cunosc chestiunea asta punctual în momentul în care înregistrați. Deci, dumneavoastră veți fi cei care sunteți reclamați și care puteți să fiți subiectul unui eventual proces. Prin urmare, ca să vă asigurați că ei și-au dat consimțământul înainte de orice sesiune de înregistrare, trebuie să anunțați că vor fi înregistrați, că au posibilitatea să-și închidă camerele dacă nu vor să fie văzut pe un material care urmează să fie făcut public, iar pentru cazul examenelor este necesar să le spuneți că au obligația să țină camerele deschise pentru a fi recunoscuți, dar că materialul respectiv nu va fi public, pentru că în lege scrie că este o contravenție doar dacă materialul este difuzat. Ori materialul respectiv nu va fi difuzat. Lucrul ăsta trebuie fiecare dintre noi să-l spunem studenților atunci când avem cu ei examen sau oră de curs. Mulțumesc! Mulțumesc lui Radu pentru completări și pentru tot. Poate are mai mult succes decât mine la aceasta.